Ah, Lutaro. Salutare oameni buni, eu sunt Andrei, alături de Roni și bine v-am regăsit la un nou episod din istoria noastră minunată de Block Party. Și înainte să începem, v-aș ruga pe toți să nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și dacă vreți să vedeți cât mai multe Grei. episoade de acest gen. Bă, Da. eu sunt pe 1.8 și văd că s-au mutat astea cu stop și culoarea jos. Ești nebun? Sau era deja jos? Bă, nu știu ce vorbești acolo. Live, lime. Hop, hop, 5.000 sori. Bă, sper să audă bine muzica, nu știu cum să vă spun. Și Roni, facem competiție iar, să vedem cine e mai șmecher. Mă, am putea. Hai să facem competiție. Nu pe cine câștigă, ci cine rămâne ultimul viu. Va primi puncte. Și facem și așa, cine câștigă locul întâi să ia două puncte. Nu. A, ți-e frică, știi deja. Bă, dacă ține, ai fi știut ține că cont ai fi de faptul că trează 24 de ore și am băut multe bere. Random teleport, căcat, nu-i bine. Pink! Ai murit! Ai murit, nu? No. Gata, nu-i, nu! Bă, băiatule! Uite un beacon pe care l-a luat, bineînțeles. Orange! Acum chiar, a, nu, ești pe cealaltă parte. Cred că e doar aici. Mă, se ține bine, Roni, trebuie să ne ține și noi la fel de bine, de sfoară, ca să-l batem, să-i, mamă. Mă, ăsta-i Black, da. Futut! Aha! Am mai pățit chestia, tot timpul puteți chestia asta. La Black, nu? Aha. A ratat ceva. 1-0! Să nu ne ascunde. Cuvinte, va, ce-ai mai făcut noob? Nu, am vrut să zic altceva. Cred că o să-mi deschid un canal 18+, în care o să, nu știu, dacă filmez cu mine, tot să pui bipuri, o să vorbesc dezlănțuit. De ce? Da, pentru că aveam un răspuns foarte bun la 1-0 a tău. Ce răspuns aveai? Nu pot să spun pe mine. Că să uită scriem pe Skype. Scriem pe Skype și își dau seama cei care ne urmăresc după reacția mea. Hai să scriu pe Skype, hai să scriu pe Skype. Deja mi-e frică. Mă, dar tot 1-0 ești, știi, nu? Adică... Stai așa că nu mă pot uita acum. Aud cum tastez. Red și... Da, Roni e foarte amuzant ca de obicei. Asta nu e purple. Ba nu, e purple. Mamă, Roni! Sper să crăpi în King of Pacific. Suntem doi! Este! Roni! Oh, fraților, deci talentul la Block Party nu dispare niciodată. Thanks, thanks. Uite-le, și scriu thanks, thanks, știi? Nu, no, Roni, am 1-0, am și câștigat meciul. Da. Hai la BP5. BP5. Mă, nu știu, în caz că se întreabă lumea, vreau să știe oamenii, că azi am filmat și un episod oarecare din The Bridge. O să-l vedeți voi la un moment dat pe canale, da? Da, că o să... Și eu încă sunt extrem de nervos de la faza aia. Da, Roni a dat fail ca de obicei. Bă, nu mă porni. Deci, o să vedeți un episod în care Roni nu l-ați mai văzut niciodată așa de nervos și rage mode de la extrem. Deci da. Deci trebuia să fie un spiriduș frumos, îmbrăcat la costum, un spiriduș mic, cu buton mare roșu pe care să stai pe astea. Bip, bip, bip! În caz de insură. N-am avut spiriduș, așa că m-am abținut. Am crezut că îmi ies... Deja vedeam tot calendarul ortodox coborând din ceruri. Toți sfinții. Toți sfinții lui Zuzea Andrei, nu? Nu, hai să nu. Bine, gata, hai să nu mai începe. Oricum, concluzia, Roni a dat un fail și e supărat că a dat fail. N-am dat fail, mă, tu ai omis un detaliu extrem de important. Vezi că am luat-o în ailaltă parte. For fuck's sake, înțelegi? Gay, văd un gay. Du-te, mă, de aici, e sign-ul meu, du-te pe sign-ul tău, du-te. Sign-ul tău? Da, sper marș. Să caz, deci sper să caz. Ai căzut, gata. Nu stai bine. N-a căzut. Deci ce noroc a avut? Bă, băiatule, l-am ochit de departe, nu așa. Între ultimii ai. Da, iară Black. Ai căzut. Am căzut amândoi, adio viață. Cât de mic par cu shift-ul, frate. Light blue. Oh, unde e light blue? Aici chiar ai murit, că erai în spatele meu, nu?
cât am murit. Băiat. Eu am luat Beacon, ce nablet. O, și e și Feather. Ai murit. O murit ăla de lângă tine, contracu, să fii ce live, nu l-ai văzut, a dat fail. Fail mare. Bă, am un Feather, deci sunt cel mai șmecher, jump boost. Știi că și meciul ăsta ai câștigat-o de mine, nu? Da, adică nu te mai chinii, serios, chiar nu mai are rost, poți să-ți dai suicide deja. A, ai murit, aici chiar ai murit. 2-0. N-am mai apucat, mă. 2-0. Lasă-mă cu 2-0. Dar ce, te ascund? Am câștigat. A, ia uite mă că mai erau griuri, cream că e altă culoare, cream că e mai rost sau ceva. Încă un beaker. Bine că l-ai luat tu. Ia zi, pariu, câștig sau nu și arena asta? Vrei, vrei să-ți stric episodul? Nu, ce vrei să zici? Ce vrei să zici? Nimic, te întrebam, o întrebare normal. Păi zi, ce vrei să zici? Ca între doi bărbați, fapt stai că nu, nu e ca între doi bărbați. Hai da, că tu nici bărbat, am uitat. Da mă, da, eu nu-s bărbat. Bine că aveam ajuns aici, pe yellow-ul ăsta. Ce uite mă din prima ala? Dacă să spună lângă el. Da, e... Dar s-a uitat și la el, gen, parcă ar fi... Deci, fii atent, acum când a murit pe White. Chiar vreau să mă uit pe înregistrare, că eu... Mi-am dat și boost-ul și am tot murit. Noob. Așa am făcut și cu White. Noob. Hai în lobby. Hai. Să nu zic ce. Mergem iar în lobby. Hai pe BP11. Deci am 2-0, deja am câștigat, oameni buni, ca de obicei. Ai câștigat, mă, cupa cu Rahat. Mă, te-am bătut, zi, sunt mai bun ca tine. Deci să fi văzut, eu sunt extrem de curios să mă uit pe înregistrare și să văd dacă chiar ar fi fost alt alb mai aproape. Că eu am senzația că am mers pe diagonală toată harta dintr-un capăt în cealaltă pentru albul ăla, la care n-am mai ajuns pentru că n-am mai avut timp, știi? Dar sunt foarte curios, o să mă uit pe video să fac o analiză cum fac ea de la FBI, știi, în CSI și din alt. Dacă prind un cadru cu alt bloc alb mai aproape de mine. Pentru că m-am uitat de jurul pe jur, am văzut albul la mama dracului în praznic și am luat-o glonț viteză cât el, dar n-am mai apucat. Mă, am 2-0, am 2-0. L-am bătut, fraților, l-am bătut, adică nu mai aveți ce zice. Îmi place când se enervează. Nu sunt nervos. Râdeam acum. Nu îți place cum mă nervez. Hai să vedem dacă n-ai ești stare. Ai murit, nu? Da. Cum, doamne, a murit ăla? Nu știu. Beacon, Night Vision. Bine, mă. În sfârșit văd și eu culorile mai bine. That's mamă, câți ghei pe roșu acolo. Doi om, bă, mine ăla, cred că o scăpa și ei. O să muriți, că n-ați găsit. Mamă, frate, de ce aici? Eu am găsit, cu greu am găsit, sincer să fiu. A, cine moare aici trebuie să fie prost să moară cineva aici. Doamne, să nu moară. Uite că unul a murit. Ce prost. The Last Angels. Iară, te-ai. Mamă, de... sincer, am avut noroc că te-ai dus aici. Deși eu furgeam turbat în partea asta. Nici nu eram sigur, dar pe ultima... Dacă nu mai e o beacon, nu mai am timp. Pe ultimul moment am verificat. Mai uite, uite ce săritură, uite ce săritură! Ai început să spui ceva, dar... Da, eram... Dă-te de pe culoarea mea. Eram atent și era încă o culoare lângă. Și am ezitat acolo și exact când ai apărut tu lângă mine... Ai realizat că e bună culoarea. Nu. Pur și simplu, mă uitam la timer și era ultima secundă, n-am zis că, ui mie, dacă nu-i bolă, nu-i bolă, să știi. Ronnie, meciul ăsta vrei să câștigi, văd, nu? Cred că tu vrei. Nu. Ai murit. Aaa, ce noroc. Taci, nu mă mai știu să... Sunt foarte concentrat. Mamă, și eu sunt concentrat, dar eu am și un boost, fraiere, haha.
Ping. Mă, sper că nu e ping. Am ieșit top 3, am ieșit pe locul 2, de fapt. Dar tot am câștigat înaintea ta. Deci 3-0. Nu mă dăm pace, n-am văzut un ping. Nici eu n-am văzut niciun ping. Ăla a nimerit ping-ul. Da, bă, fraților, cam asta a fost episodul. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Ciao.